Hocus Pocus, Vali Crăciunescu o dă pe house. Se pare că asta e surpriza pregătită de fostul membru Spitalul de Urgență, pe care ne-am obișnuit să-l vedem mai peste tot cu acordeonul. E, iată că astăzi îl vom admira și altfel decât ne-am obișnuit, adică într-un spectacol de magie. Ce mai face Vali Crăciunescu? Sunt sigură că mulți vor să afle ce mai face. Păi, în primul rând, m-am apucat de house cu acordeonul, dar nu vedeți că așa e. Mergeam în cluburi, avem un prieten comun, un prieten bun, Teddy, și la șprițuri mai punea muzică. House pe de-asta mixa și eu luam acordeonul și mă luam tot ce... Într-o glumă, într-alta, zice, domne, dar știi să cânti house? Bă, nu știu nimica, dar eu mă iau și îmi place ce se întâmplă și mă joc. Și ne-am apucat de house. Și... Despre ce mă întrebai? Despre ce alte genuri de muzică pe care le cânt. Domne, muzică klingoniană, uzbekistană, este o muzică nouă, să știi. Este o muzică... clasică, beethoveniană și gregoriană, deci da. Care, da, da, cum să nu cânt și, da, dar nu vreau să vă cânt, că s-ar putea să levitați. Am realizat o întâlnire astăzi între un iluzionist și Vali Crăciunescu. Întrebarea este, cine este iluzionistul, eu sau dânsul? Look, cam mai son. Și el și se lăsă. Bine, ca să înveți trucul, ai nevoie de lingură care rupă la mă. Ai timp să umpli balonul până te vinde putem cățel, da? Stai. Are unii Crăciunescu, de la femeia trecut la cățel. Așa. Hocus pocus, îl vedeți? Nu-l mai vedeți, că nu-i al meu. Music television. Hei, unde apapra? Waaaaa! Ba 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 ba. Am încheiat emisiunea. Praful s-a ales, că am venit noi.